Traian Băsescu. Încep prin a mulțumi domnului președinte Humana Tasos pentru invitația pe care mi-a făcut-o și pentru primirea pe care mi-a făcut-o la Lima. Primero quiero agradecer al presidente de Perú, señor Ollanta Humala Tasso, por su invitación y por su acogida en Perú. La rândul am rugat pe domnul președinte să aibă în vedere o vizită la București anul acesta sau anul viitor, ocazie cu care să semnăm parteneriatul strategic româno-peruan, care între timp trebuie foarte bine pregătit de guvernele noastre. He pedido al presidente de Perú que visite Rumanía, sea este año, sea el año que viene, para firmar juntos acuerdos estratégicos entre Perú y Rumanía, y mientras tanto nuestros gobiernos van a trabajar en eso. Vorbim despre un parteneriat strategic care să nu se limiteze doar la activități comerciale, ci să ne permită un transfer de tehnologie pentru producție care să se realizeze în Peru. Hablamos de una asociación estratégica que no solamente se refiere a actividades comerciales, pero también a transferencias tecnológicas para producción en el Perú. România este o țară care dispune de tehnologii avansate în multe domenii și dorința noastră este ca în interiorul unei decizii politice, companiile românești și peruane să realizeze companii mixte în Peru prin care să producă vagoane de cale ferată, fie că sunt de marfă, de călători, trenuri de metrou, echipamente pentru diverse industrii. Nu în ultimul rând, construcții de microhidrocentrale, în care România are o experiență îndelungată și foarte bună. Multe din râurile interioare ale României sunt exploatate din punct de vedere energetic prin salbe de hidrocentrale construite și care acoperă nevoile comunităților din regiunile respective. Nu în ultimul rând, dorim să participăm la proiectele de dezvoltare feroviare care se inițiază în Peru și în regiune și vedem Peru ca pe o țară parteneră împreună cu care să dezvoltăm relații industriale și comerciale către mai multe țări din America Latina. Rumania es un país que tiene altas tecnologías en varias áreas. Rumania tiene la voluntad que dentro de su decisión política se asegure una cooperación de modo que empresas peruanas y rumanas creen empresas mixtas en el Perú para asegurar la producción de trenes de metro, también trenes de mercancías, trenes de viajeros y microhidrocentrales, porque nosotros, Rumania, tenemos una larga experiencia y muy buena en este sentido, porque tenemos muchísimos ríos que se explotan y que dentro de su alrededor existe microhidrocentrales que sirven para las comunidades locales. Últimamente quiero decir que Rumania quiere participar en proyectos ferrocarriles que se inician en Perú y en la región. Además, Perú es un país muy bueno para la asociación con Rumania. Esta es nuestra visión. Un país con el cual podemos desarrollar relaciones comerciales y de todo tipo para que sirva también para el resto de América Latina. România este o țară care are o mare tradiție în
realizarea de utilaje petroliere, fie că sunt fixe sau mobile, fie că sunt mobile pentru exploatări terestre sau pentru platforme de foraj marine. Rumania es un país que tiene una larga tradición en realizar utillajes petroleros, sea fijos, sea muebles, y cuando se trata de los móviles, de los utillajes móviles, sea para la explotación terrestre o la marina. În ultimul rând, suntem un constructor de nave redutabil, România fiind unul din furnizorii de nave comerciale și militare construite pentru alte state, dacă ne referim la nave militare, pentru Olanda, spre exemplu, și nave comerciale din cea mai sofisticată categorie pentru mulți armatorii lumii. Además, Rumania es uno de los proveedores de naves para las naves comerciales y también para naves militares. Por ejemplo, somos uno de los países que producen naves para Holanda, se trata de las naves militares, y en cuanto a las naves comerciales, son las mejores que producimos. Cu domnul președinte am abordat și problema delicată a cooperării în combaterea traficului de droguri, fiind cunoscut faptul că drumul drogurilor de multe ori pleacă din America Latină și ajunge în zona Mării Negre, de unde intră pe piața Uniunii Europene, iar România este o țară la Marea Neagră. Con el presidente del Perú también hablamos del tema muy delicado sobre la lucha en contra del narcotráfico, porque se conoce que el camino de las drogas empieza en América Latina y acaba a veces en el área del Mar Negro, en donde se asegura el mercado para la Unión Europea para el consumo. Și o ultimă apreciere, România dorește să se implice în programul lansat de domnul președinte Humana Tasos cu privire la asigurarea medicamentelor generice pe care noi le producem. También Rumania desea implicarse en el programa lanzado por el presidente del Perú, el señor Humala Tasos, un programa que se refiere a asegurar medicamentos genéricos para los ciudadanos. În ultimul rând, România are ca element poate mai exotic în acea regiune a Europei, dar are capacitatea de a construi locuințe ieftine din lemn izolate pe care de altfel le și exportăm. Putem participa la un astfel de program și în Peru. Rumania también tiene un elemento quizás un poco más exótico en esta parte de la región de Europa. Se trata de que Europa tiene la capacidad de construir casas de madera aislada que también exportamos y nosotros podemos asegurar una cooperación aquí en el Perú. Închei mulțumind încă o dată domnului președinte pentru ospitalitate și îl asigur că România dorește un parteneriat sincer cu Peru. Acabo esta entrevista con mis gracias, muchas gracias por su hospitalidad, señor presidente, y le aseguro que queremos una asociación sincera con su país. A continuación, preguntas de la prensa. Întrebări din partea presei. Adriana Duțu, Canal D. Bună ziua, domnule președinte Ollanta Humala. O întrebare așa.